Eu eram. Bună seara, lume! Nu vă speriați. Vă vedeți în ce hal sunt? Mă antrenez. Vreau să plec în Delta cu cortul. Și vă spun sincer, e prima oară pentru mine. Și încerc aici să dorm. Mi-am pregătit un cortuleț, mititel, și un foculeț, și o leacă de mâncare. Uite aici. Nu pot să înclin mai tare că închică cărnatul. Nu e nica. Wow, e o leacă de slănină, o leacă de pâine și patru cărnășori. Stai o leacă să mă... Iată așa. Și asta e propriu mă arată că e destul de frig. Eu nu pot să dorm. Gândiți-vă că eu dorm în casă. În vălit, da, pe afară. Cred că sunt undeva la vreo 15 grade, dacă nu mă înșel. Aici e frig. Trebuie să am grijă, poate eu foc tot cu asta. E mai direct ca mine. Dacă eu am 40, asta are 60. E plapuma de la bunica. Trebuie să o pun. Opa, te închidă cum? Veniți aici! Să vă arăt ceva! Hai! Veniți! I-am pus două ghealuri. De cele... Cum era odată, că-s buni. Așa. O pătru pe deasupra, ca să nu mă înțăp. Două perne de este sănătoase, care au așa este vreo 20 de chili. Da. Și asta ar trebui să mă încălzească. Opa, așa. Dai să nu... Bun. Ghenișor. Uf, am obosit. Doar parcă nu-i frig acum, dar nu mă duc lângă foc. Nu pot să urc roditura asta că mă aud vecinii. Și nu ni de alta, dar iau da cu pe la geam. Săpând. Sper să nu mă mănânci țânțari, șerpi, balauri și crocodili. Opa, așa. Nu se intră încălcați. Deci, asta nu cred că intră. Eu aici stau cum stau? Că sunt undeva în grădină, să zic. Dar nu știu ce faci în Delta, că acolo e sălbăticie, e dans animal, e... Nici nu vreau să mă gândesc. Dar măcar aici... Îmi iau, cum se spune la Moldova, o chiatră în gură și încerc să dorm. Nouă. Și acum până ard lemnile, vreau să probez patul. Nu prea îmi vine, dar n-am încotro. Să-i dau asta la o parte. Iată așa. Văleu! Și am pus una, două, degeaba. Eu cred că dimineață și mai vreau să mai văd și răsăritul. Stai de capul de zâmbile mele. Cred că nu mai merg. Nu mă mai vedeți vreo săptămână pe canalul de YouTube. Să știți motivul. Ascultați-mă ce vă spun eu aici. Dar măcar... Ia să văd. Vreau patul meu de acasă. Hai că nu e așa rău. Dar ce? Înainte când dormeam saltele de pai, cum era? E, fac figuri acum. Gata. Hai. Prea tare, Malin. Ne-am modernizat, domnule, ce să zic. Nu ne mai place tare la spate, că ne dor șările. Hai, focule, când e foame, dă-i bătăi, mai răpădi. Și dacă n-ați observat, invenția mea, asta e o jantă de la o mașină.
că sincer o să fiu unica, am frică să fac așa foc. Să nu se împrăștie jarul. Și sper să nu dau grej. Da. E ok. O, dacă am miroasa cauciuc, cred că o mai rămas vreo bucățică. Aha. Uite că se vede. De asta îmi vin mie mirosuri străini. Ai, acum să... O, iar ne foc telefonul. Vedeți voi aici ce se întâmplă? Sunt ok, știi, cauciucul. Ba! Hai că nici eu rămân flămândă. N-are cum. Mai este o leacă de lemn aici. Haide mă, arză-o dată. Uai, dar ce frigii! Auș! Poate n-ați observat că am lanternă. Da? Chiar vă rog. Nu. Asta e mâncarea mea. Din seara asta. Dar mâine dimineață... Nu mai știu ce mănânc. Important e să mă trezesc. Să prind răsăritul. Dar trebuie să iau ceva, să învârt aici. Ia să văd ce anume. Să scăp un foc. Și atâta am. N-am mai mult. Cu porția. Uite așa. Deci cine mă aude pe mine la ora asta că fac gratar, să zic așa, zice că am luat o raza. Ce fum. Dar unde să mă dau? Așa. Aveți voi de aici papiu aici? N-aveți. Nu știți voi din astea. Voi știți fast food-uri, altceva. Ce lumină bună! Sfârâi slănina, domnule! Asta e gata. Dar nu înțeleg cum bate vântul ăsta, și dintr-o parte și din cealaltă. Hai, cârnășorii mei, cârnășorii. Așa. Preput eu să-mi învârt ca lumea cu asta, da? Ceva ies aici. Dar cine mă înjură când pumul vine mini?
Wow. Mai lipsa o bucată de ceapă, dar n-am. Mai dacă mă duc să fur pe undeva din grădină. Asta sunt furpolii precari. Focule, nu! Ai tot foc acasă la ora asta? Nu mă mai poate foc! Doamne, dar și ai focule, nu acum! Moldovean că l-a făcut grătar. Hai că aproape gata. Încă o leacă și încă o leacă. Este asta aproape gata. Așa. Încă o leacă, mai crocant, așa. Hai să minuță, nu mă dezamăgi. Aha, uite. Dacă nu-l scăp pe jos, ești cea mai tare. Se vede că dau de pomană, nu-mi tremură mâna. Deci tu ultimul trebuie să mă scoți din nervi. Așa, hai. Pică. Ah, și m-am fript. Nu mai vreau. Ce bine arată, dar ce frig, nici nu pot să mănânc la ora asta. Ce m-am făcut? Mă ustură. Pupiță. Wow. Ce bun e. Asta. Doamne, dar tare e bun. Să știți cum mai vreau. Zic, mâncare de asta, nu la cort. Încă nu știu cum o să dorm. Dar mă vedeți dimineața. N-am nici un cățăl, nici un motaniel, nica. Plouă? Serios că plouă? N-are cum.
nou, oameni buni, mă prinde ploaie aici. Serios că plouă. No. Dar nu vreau așa ceva. Mi-e frică dacă plouă. Băi, am una, nu mai pot. Mi-e și frică că e noapte și am bag șuncă la ora asta. O las aici, ori mănânc dimineață, ori dacă nu, dacă vine vreun cățăr, vreun porumbel. Noroc. Să știți că e suc de apă și cu roșu, nu știu și. Nu e alcool, nu beau așa ceva, nu consum. Capșunelii. Merge. Trebuie să am curaj să dorm. Dar ploaia s-ar putea să-mi facă vreo surpriză. Și dacă mă gândesc că mă trezesc dimineața așa și că fug, să nu vă spăreți. Gata, mă pregătesc din anii. S-a rămânat pentru masă. Doamne, doamne. Și ajută-mă să trec noaptea cu ghinii. Și acum, credeți-mă că nu-mi vine să mă bag acolo, dar nu știu dacă vă aduceți aminte. E o șulea că claustrofobă. Dar sper să, să reușesc, nu știu. Fac o rugăciune la Doamne, Doamne. Îți duc voci tare? Nu. Două, Doamne. Ori plouă că dorm eu în cort, ori îs eu ghinionistă serios acum. Oameni buni, vă pup, evident dimineață. Eu mă închid aici. Dar mă plouă. Țineți-mi pumnii la ora 05:45 trezirea, că trebuie să văd răsăritul dacă nu plouă afară. Dar parcă mă năduș! Mi-e frică! Parcă nu am aer să respir. Și dacă dorm așa, dacă vin șarpii. Dar nu mai merge asta. Mai am o găurică că nu merge. Hai să nu se mai închide. Ei, dacă mă mănâncă, mă mănâncă. Așa doar. Eu mi-am aprins lumina că mi-e frică. Oare mai ia somnul? Fața mea, vai, capul ăla ce fine. Mă splin de coșuri, de bubiță, de la apă, de la tot cele praf. Dar oare pot eu să dorm la ora asta? Și aici. Dar tare nu, că aici sunt undeva în grădină. Uf! Nu mi somn. Asta pe aici. Plapă mai de la mamai. Dar ce chine am mâncat. Dar să știți că îmi place.
o leacă de aer vine. Oameni buni, dacă adorm. Am pus telefonul, sună la ora 6 fără un sfert. O să fie cam greu cu trezirea, dar n-am încotro. Vedeam. Acuș. Papu. Ce frigă-i, dar răsăritul s-a dus răsăritul. Am dat plouă așa tare, serios. Neața, oameni buni! Da, dar nu mă scol eu acum cu față, cu dinți. Apă! Apă! Oi, dar am dormit bine, dacă... Ia uite de unde iau eu apă, noroc că a plouat. Ia... Aaa, dar a plouat așa tare? Da... Vai, pe bune... Ah, să-i... Mamă! Vai, ce frigă-i! Of, dar de ce vreme asta acum? Vai, uite cum să fac... Vai, ce frigă-i! Prinde o foc acum să mă încălzesc, că nu mai păci. Și mă șterg, stau așa să mă usuc. Uf, am făcut focul, că nu mai poți de frig. Și m-am schimbat o leacă. Ba. Oai, ce față am. Doamne, ferește! Ce mă bucur cel mai tare și cel mai tare. Că m-am trezit. Eu de obicei îs dimineața mă dor tătioasele. N-am nimic, dar nimic. Deci nu am nic. Acum înțeleg. Tași mă. Acum înțeleg eu de ce aia care îți duc și dorm pe pământ nu se mai întorc. Se dorm în ghinii. Nu știu. Trage pământul, bă. Fac o cafea, oameni buni. Bineînțeles la ibric. Ca să mă dizmeticesc o leacă. Nu prea am vlog în mine dimineața, da? Asta e viața. Opa, așa. Băi, dacă mă susțin de focul. Tot îi ud. Bun că nu m-a plouat. Am pus cam mult. Mai dau o leacă jos. Bună.
libru de foc. Tata s-a fumat, tata, vai, Doamne! Ciorile, la ordinea zilei. Da, ce-mi place. Frumos, abia aștept să ajung și în delta. Acum chiar când mă duc. Vreau cafe. Mai câtă spuză. Asta e cafea cu spuză în două. Fort. Ca să fii tare. Ai de când am mai făcut o cafea la ibric. Wow. Ajungi. Hai cu spuma. Hai să ne sminti. Când ați băut ultima oară cafea la ibric? Eu cred că am 10 ani. Muzica îmi cântă. Nu știu dacă auziți. Cafeaua e gata. N-aveți idee ce frumos mirase. Hai să răcească un pic. Mă frig. Nu știu ce l-am pus aici, că n-am... John! Sare, da bio, nu fină sau sare mare. Ha!
Păi prăjită cu ou, mic dejun englezesc, dar eu îl fac românesc. Slănină. Cu cârnați. Ups. Mamă, deci ouă e perfect. Acum prinde putere. Să știți? Nu vă uitați acolo, că e dezastru ce-am făcut aici. Ce bun e. Îmi cer scuze că vorbesc cu mâncarea în gură. Dar așa e la țară. Mergea urușioară. În castravet, dar nu am. Că mi-a venit ideea asta așa, zurlie. Eu și cu ciorle. Și mai mâncăm la ora asta. 7:30 dimineață. Lumea normală pleacă la servici. Eu m-am trezit din cort și, bineînțeles, cu foame. Mi-e ciudat că n-am prins răsăritul. Oricum, abia aștept să ajung în Delta. Și vă dați seama că veni, urmează vlogul de acolo, nu? Dar nu acum, mai durează un pic. Câteva săptămâni. Antrenamentul l-am făcut. Gata. Dar ce Dumnezeu, am un ochi mai mic și unul mai mare? Nu, cum stau, bati lumina. Sunt gătare. Am ars un pic. Încercați ca mine, credeți-mă că nu pierdeți nica. Mi-am uscat.
Mi-am urcat falca. Dacă mănânca scrofița, asta e. Deci nu credeam că e așa frumos. E tot dimineața și șofută tare. Am nevoie așa de vreo 2 ore, îți beau cafeaua liniștit, să mă trezesc bine. De acum, ca nu. Am dormit și puțin. Eu leacă răce, l-am aici la noi, o plouat. Să stă ghinie. Dar pentru mine mi-a cu frig. Gata. Nu tu șervețele, nu tu nic, sau? Doamne, sar una pentru masă. Simplă, dar gustoasă și sănătoasă. În afară de cremuști, că aia nu-s, cine știe ce. Dacă toată mai facem și excepții, mai mâncăm și prostii, mă, oameni buni, ce să vă spun? Sper că v-a plăcut experiența asta, să zic așa, antrenamentul meu. Aștept acolo comentariile voastre, dați o distribuire, dați un like, ce vreți voi, v-am pupat, pa, pa! Mua!